Comunicarea cu cei mici pe timp de pandemie s-a dovedit a fi una destul de dificilă pentru părinți. Curioși de fel, copiii au pus diverse întrebări privind contextul social în care ne aflăm. Statul în casă în timpul stării de alertă a determinat părinții să fie cât mai inventivi pentru a găsi cele mai potrivite activități, astfel încât cei mici să nu se plictisească. Energici prin definiție, copiii au dat dovadă de o mare curiozitate în perioada pandemiei. Statul în casă a fost un real chin pentru aceștia. Comunicarea dintre părinți și copii a fost dificilă în timpul stării de alertă. Măsurile de siguranță impuse i-a determinat pe cei mici să-și pună tot felul de întrebări. Pentru a-i ține ocupați, părinții au trebuit să fie inventivi, găsind cele mai potrivite activități. Destul de dificil, mai ales când n-am mai mers la creșe, nu... Am stat acasă și na, a fost destul de greu. Acum e chiar antisocială, este foarte greu de adaptat. Vă cerea să mergeți afară? Da, uneori, dar fiind mai micuță încă nu știa chiar atât de bine. Acum cred că n-ar mai fi chip să mai stăm în casă. Cu unitățile de învățământ închise, părinții au trebuit să petreacă timp alături de copii desfășurând diferite activități. Temele online au mai ocupat timpul copiilor în perioada stării de alertă, însă cu toate acestea curiozitățile celor mici nu au întârziat să apară. Foarte greu, pentru că mami lui a fost de la servici acasă prin cererea de la servici și copilul a trebuit să facă lecțiile online. Și... Știți cumva dacă a fost curios de ce se întâmplă, de ce nu se mai duce la școală, da. De ce nu iese afară? Foarte multe întrebări s-a pus, de ce nu mai merge la școală, de ce nu se vede cu colegii, de ce nu vine la mamaie, la bunica și la tataie și foarte greu. A stă în casă numai pentru... A mâncat și a depus pe el... greutate. Părinții au avut o misiune greu de îndeplinit în timpul pandemiei. Comunicarea dintre aceștia și proprii copii a fost una destul de dificilă. Specialiștii recomandă ca părinții să comunice într-un mod clar și eficient, astfel încât copiii să poată înțelege într-un mod real ceea ce se întâmplă.